Gospodari din Fire Olteni s-au aprovizionat din timp cu lemne de foc pentru iarnă. Unii și-au modernizat locuințele renunțând la celebrele sobe în detrimentul centralelor pe peleți sau a celor pe gaze naturale în cazul introducerii acestora. Unde le-ați cumpărat lemnele? După drum. Mașini de ăștia care vin după la Vâlcea, trec zilnic pe aici. Ce fel de lemne cumpărați? Stejar. Stejar, carpi, amestecătură. Ne-am băgat centrală electrică. Și pentru că pe perioada de 5-6 luni, cât este perioada rece, cumpăr lemne în valoare de 7.000 de lei, adică 70 de milioane, da? Și eu nu plătesc curent în valoare de 70 de milioane. Am luat o ocazie la Cârlogane cu 3 milioane jumate metru cub. Ce fel de lemn? Stejar. Direcția Silvică Olt recunoaște că cererea de material lemnos pentru iarnă a scăzut în ultimii ani, iar acum solicitările sunt și mai mici decât în trecut. Cauzele sunt multiple, printre acestea numărându-se și aducerea de cantități importante de lemne din județele de munte. S-a sesizat o scădere a cererii de lemn de foc, probabil și ca o consecință a agenților economici care transportă lemn de foc de la munte. Personalul care gestionează fondul forestier în Olt susțin că nu se pune problema unei crize a lemnului de foc. În ciuda scăderii cererii, direcția silvică pune la dispoziția celor interesați o cantitate importantă de lemne de foc. Prețul de valorificare este unul acceptabil, fiind influențat de calitatea acestuia, dar și de opțiunile cumpărătorilor. În acest an, direcția silvică și-a propus să exploateze din pădurile statului pe care le administrează aproximativ 90.000 de metri cubi. Din această cantitate, 40.000 constituit-o ca partizi pe picior și o vindem ca partizi pe picior pentru agenții economici și 50.000 îi exploatăm în regie proprie cu formațiile noastre de exploatare. Prețul variază în funcție de specie și de sortiment de la 150 la 350 de lei pe metru cub. În județul Olt, la mare căutare pentru iarnă, este lemnul de stejar, fac și salcăm, care susțin specialiștii are o putere calorică ridicată.